pentru că sunt pentru prima dată în Biserica Maranata, vreau să vă salut cu salutul creștin. Hristos a înviat! Numai câțiva de aici pot să-i număr, vreo 10 o zi să adevărat că a înviat. Pentru asta vreau și copiii de la balcon să fie treji și să răspundă la acest salut. Hristos a înviat! În sfârșit sunteți în viață și știți ce vorbi. Asta e foarte bine. Știți că nu-i păcat să vorbim în biserică dacă suntem întrebați sau provocați, așa? Slăviți să fie Domnul! Amin! Mă bucur să fiu alături de familia Mureșan, de familia Cărcu. Mă bucur să fiu alături de Mirel, de Andreea. Și știu că împreună cu noi, se spunea deja, este prezent Marele Rege. Domnul Iisus Hristos. Vedeți, se spunea deja că la nuntă totul e plin de farmec. Dar farmecul ăsta pălește. Dacă cel mai frumos dintre oameni nu e prezent la nuntă. Însă sunt sigur că locul acesta împreună cu noi este prezent Domnul Iisus Hristos. Împreună cu noi este prezent Dumnezeu Tatăl. Împreună cu noi este prezent Duhul Sfânt Dumnezeu. Și pentru asta putem să fim liniștiți și bucuroși în același timp. Lăudat să fie numele Domnului. Amin. Mirel și Andreea, aveți toate motivele să zâmbiți, să fiți bucuroși, pentru că la nunta voastră este prezent cel mai important, nu doar om, ci cea mai importantă ființă din istoria Universului, Domnul Iisus Hristos. Dacă Tatăl lipsește, nu uita, Tatăl din cer e prezent. Este prezent aici împreună cu noi. Amin? Amin. Lăudați să fie Domnul. Amin. Am stat la dispoziția Duhului Sfânt să-L întreb care este mesajul pe care trebuie să-L transmit în această dimineață pentru noi toți. Căsătoriți, în proces de căsătorie, în perioada prieteniei, în dorința de căutare, dacă n-ai găsit-o, să nu l-ai găsit încă, sau pe scaunul sau pe scaunele mirilor, mireu și mireasă. M-am uitat în Cuvântul Sfânt și am observat că Dumnezeu, în capitolul 2 din prima carte a Bibliei, din Cartea Geneza, în întreg capitolul, în cele 25 de versete, folosește de 16 ori substantivul om. De cele mai multe ori îl folosește articulat și zice omul. Bună oară, se spunea deja, Domnul Dumnezeu a zis, versetul 18, nu este bine ca omul să fie singur. Apoi, dacă stăm să citim numai din pasajul acesta, ne spune Biblia, Domnul Dumnezeu a făcut din pământ toate fiarele și le-a adus la om. Orice nume pe care îl dădea omul, fiecare viețuitoare, acela era numele. Și omul, versetul 20, a pus nume tuturor, dar pentru om. Nu s-a găsit niciun ajutor care să-i se potrivească. Atunci Domnul Dumnezeu a trimis un somn adânc peste om. Și omul a dormit. Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui. Versetul spune mai departe, a făcut o femeie, una singură, țineți minte, și a adus-o la om. Și omul a zis, iată. De aceea va lăsa cine? Omul. Pe Tatăl Său și pe Mama Său. Observați că Dumnezeu este foarte atent să transmită acest mesaj. Pentru prima dată în grădina Edenului a fost un om. Și apoi, din coasta acestuia, una dintre ele, a fost creată o femeie. Mesajul pe care mi l-a dat Duhul Sfânt se intitulează Căsătoria este numai pentru oameni. Căsătoria este numai pentru oameni. Vedeți, trăim într-o lume a post-postmodernismului, așa cum numesc statisticienii și ceilalți care sunt în căutarea vremurilor. Trăim într-o lume în care familia și căsătoria începe să fie pusă într-un proces de redefinire. Bună oară, Constituția României, care vrem să fie schimbată și să spuneți amin pentru asta, spune că căsătoria este o legătură, un parteneriat între soți. Dar soții pot să fie doi bărbați, până la urmă. Soții pot să fie două femei. Pentru că lumea în care trăim noi a început să redefinească familia.
A început să schimbe macazul pe care l-a făcut Dumnezeu și traiectoria pe care a trasat-o Dumnezeu încearcă să o schimbe societatea în care noi ne mișcăm. Societatea în care copiii dumneavoastră merg la școală, în care copiii dumneavoastră merg la grădiniță și cât de repede vor încerca guvernul și parlamentul să revoteze legea aceea în care să se introducă o educație imorală în școli. Pentru ca copilul dumitale să fie setat de așa manieră încât să nu mai știe cine e tata și cine e mama. O grămadă de țări din vest au început să schimbe cărțile de identitate. Și nu mai este obligat omul să declare dacă este de gen masculin sau feminin. Poate să zică neutru. Să nu mai vorbim că în Canada s-a votat zoofilia. Adică un bărbat și-a permis grosnicia, josnicia de a se căsători cu un animal. Și-a oficiat căsătorie publică, nuntă, ai zice, normală. Deși este anormală în toată puterea cuvântului. A îmbrăcat o măgăriță în mireasă, i-a pus și val și tot ce vreți. Pentru că familia începe să fie sub asediu. Dar țineți minte ce spune Cartea Sfântă Biblia. Căsătoria este numai pentru oameni. Și poporul Domnului să strige amin. Amin. Căsătoria este numai pentru oameni. Aici nu vorbim despre asta, doar am vrut să vă aduc în imagine câteva monstruoți care sunt, enormități, paranormalități care există în societatea în care noi ne mișcăm. Însă putem să spunem mulțumim, Doamne, că suntem în România. Și mulțumim că în România încă astfel de legi nu sunt votate și nu sunt acceptate. Și pentru asta spunem Dumnezeu să binecuvinteze România. Amin. Dumnezeu să binecuvinteze județul Bistrița. Dumnezeu să binecuvinteze Clujul și toate localitățile din România. Și Dumnezeu să lase peste parlamentari și guvernanți și peste premier și peste președinte duh de pocăință. Să ne întoarcem la ce scrie în cuvântul lui Dumnezeu. Amin. La Cartea Sfântă Biblia. Căsătoria este numai pentru oameni. Dar am vrea să ne apropiem de cazul nostru. De Mirel și de Andreea. Așa e că ei sunt oameni? Amin. Așa e că ei sunt oameni? Amin. Amin. Așa este. Căsătoria este numai pentru oameni. În primul rând, oameni creați de cer. Vedeți? Când venim în fața lui Dumnezeu, noi suntem atât. Oamenii. Căsătoria nu este doar pentru profesori sau ingineri. Căsătoria nu este doar pentru oamenii care au conturile extrem de pline, cum societatea postmodernă infuzează în memoriile băieților care sunt de vârsta de aproape 30 de ani. Îi spun așa, n-am timp să mă căsătoresc, lasă-mă 5 ani să fiu în parteneriat, în prietenie și după 5 ani, după ce am casa mea, după ce am mașina mea, după ce am contul meu bine asigurat, atunci mă voi căsători. Această învățătură este diabolică. Puteți să spuneți amin. Amin. Ascultați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu a creat omul ca să nu fie singur. Și Dumnezeu a hotărât ca omul să se căsătorească. Nu să hoinărească prin domenii interzise, nu să aibă prietenii parcă interminabile de ani, mulți la număr. Nu. Ci el trebuie să se căsătorească pentru că Dumnezeu care a creat omul îi dă și sursa de existență. Și putem să spunem în această dimineață, lăudați să fie Iisus Hristos. Proclamăm peste casa aceasta bunăvoința lui Dumnezeu. Proclamăm peste căminul acesta purtarea de grijă a lui Dumnezeu. Suntem siguri că peste ei va fi prezentă mâna lui Dumnezeu. Cel atotputernic îi va sprijini. Și chiar dacă Mirel n-are tată, nu uitați. Tatăl din cer ne poartă de grijă fiecare dintre noi. Să nu vă îngrijorați cu ce vor trăi, ce vor mânca, ce vor avea în fiecare zi. Eternul Dumnezeu, Creatorul Cerului și al Pământului, le va purta de grijă și poporul Domnului ca binecuvântare să strige amin. 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 Lăudați să fie Domnul. Căsătoria este numai pentru oameni. Oameni creați de Dumnezeu. Vedeți, cuvântul Domnului spune foarte clar versetul 7. Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului. I-a suflat în nări suflare de viață. Și omul s-a făcut astfel un suflet viu.
Poți să recunoști, Domnule, indiferent care religia pe care o ai, indiferent sub ce denominațiune religioasă te-ai umplit, te-ai așezat, nu uita, ești creația lui Dumnezeu. Amin. Ai fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Dumnezeu ne-a creat pe toți după chipul Său. Noi suntem chiar și coroana creațiunii lui Dumnezeu. Noi suntem rezultatul mâinilor lui Dumnezeu așezate în țărâna pământului. Și din țărână a luat nisip, a luat pământ, a luat din huma aceea și a creat o formă. Și putem să spunem în această dimineață, o, Doamne, cât de frumos ne-ai creat Tu. Se zicea psalmistul în Psalmul 139 și spunea în felul următor, Tu m-ai întocmit rărunchii, Tu m-ai țesut ca și un țesător cu acul lui. Sau o țesătoare, în pântecele mamei mele, te laud că sunt o făptură așa de minunată. Minunate sunt lucrările tale și ce bine vede sufletul meu lucrul acesta. Când nu eram decât un blot, fără chip, adică fără o înfățișare și ecograful nu putea să zică dacă e băiat sau fată, ochii tăi mă vedeau și în cartea ta eternă din cer erau scrise toate zilele care mi erau rânduite mai înainte să se fi derulat vreuna din ele. Mirel și Andreea, fiți siguri, sunteți creația lui Dumnezeu. Sunteți oameni, ești un bărbat, ești o domnișoară, creați de Dumnezeu. Dumnezeu și-a implicat mâinile Lui și-a implicat pasiunea Lui. A pus toată dorința Lui în creația voastră. Observați că atunci când a creat-o pe Eva, spune Biblia, l-a adormit pe Adam. L-a adormit și din Adam a luat o coastă. Însă așa de mult îmi place de Dumnezeu că după operația aceasta, fără bisturiu, fără programare prealabilă, fără să aibă vreun titlu în fața numelui Său, de doctor, de exemplu, El a închis carnea la loc. Ține minte un lucru, Mirel, Dumnezeu te-a făcut perfect. Dumnezeu a închis rana aceea, nu o deschide din nou. Nu uita, Andreea, ești creată să fii compatibilă cu Mirel. Vă întreb, dacă dintr-un aluat, Doamnelor, slorilor, luați o bucată și zicem că a luat pentru pancove, faceți o pancovă, da? Și apoi faceți alta. E diferită? Dacă e mai mică, ca și valoare, ca și conținut, are alt conținut, mai puțină făină, mai puțin ulei, ce mă vreau? O coastă luată din Adam înseamnă că Eva a fost de aceeași calitate cu Adam. E adevărat că Apostolul Pavel spune despre surori, sunt niște vase mai slabe, dar nu mai slabe de minte, nu mai slabe în calitate. Țineți minte, niciodată să nu privești cumva pe Andreea ca fiind o anexă a ta. Niciodată să nu o privești sau să o consideri pe Andreea ca fiind ceva pe care trebuie să o duci după tine. Ea n-are voie să fie ca un fel de lucru care să fie în spatele tău și de care să ai nevoie doar uneori. Nu uita, ea este din tine și ea e creația lui Dumnezeu. Ea e creația lui Dumnezeu. Dumnezeu și-a pus mâinile în coasta aceea și cum a transformat-o, nu pot să vă explic. Nici biologii, nici medici, nici oamenii care sunt extrem de sociologi, care fac statistici despre oameni, despre cum gândesc, despre părțile psihologice și cognitive ale omului, nici ei nu pot să explice. Dar vreau să vă spun ceva. Adam și Eva au fost creația lui Dumnezeu. Spuneau frații aici atât de frumos, să țineți minte un lucru, Dumnezeu v-a creat unul pentru celălalt. Mirel pentru Andreea, Andreea pentru Mirel. Niciodată să nu aduceți dezonoare la adresa creației divine. Niciodată să nu subminați autoritatea lui Dumnezeu, a manierei sale în care v-a creat. Voi ați fost creați într-un mod providențial, predestinat, dacă îmi permiteți expresia, unul pentru celălalt.
din perspectivă biblică și din perspectivă personală, în domeniul căsătoriei, cred în predestinare. Adică eu puteam să mă căsătoresc ascultând de Dumnezeu, doar cu cea mai frumoasă femeie din lume, soția mea, Alexandra de Chivor. Regret că nu este prezentă împreună cu noi, este plecată la Satul Mare cu talentul de gospel faza internațională, dacă nu era prezentă în locul acesta. Și pentru asta spunem, Domnul să o binecuvinteze. Amin. Amin. Și pentru dumneavoastră și soțiile dumneavoastră și pentru fiecare din dumneavoastră să rostim, Dumnezeu să ne binecuvinteze pe toți. Amin. Noi suntem creați un bărbat pentru o singură femeie. O femeie pentru un singur bărbat. Iatus, o, a creat o femeie. În al doilea rând, căsătoria este doar pentru oameni. Oameni de caracter. Oameni de caracter. Observați ce fel de om a fost Adam înainte de cădere? Putem noi să înregistrăm în această dimineață și să rememorăm acele experimente ale lui Adam cu Dumnezeu? Cum vorbea Dumnezeu cu Adam? Cum vorbea Adam cu Dumnezeu? Observați că spune Biblia foarte clar, atunci Domnul Dumnezeu a sădit o grădină în Eden spre răsărit și a pus acolo pe omul pe care îl întocmise. Domnul Dumnezeu, ne spune cuvântul Domnului foarte clar, a zis omului, a dat omului porunca aceasta. Poți să mănânci după plăcere din orice pom din grădină, dar din pomul cunoștinței binelui și răului să nu mănânci, căci în ziua în care vei mânca, din el vei muri negreșit. Știți ce înseamnă asta? Asta înseamnă că Dumnezeu s-a apropiat de Adam și a vorbit într-o limbă pe care să o înțeleagă. Asta înseamnă că Dumnezeu avea timp pentru Adam, dar mai mult, Adam avea timp pentru Dumnezeu. Căsătoria este pentru oameni de caracter și caracter nu înseamnă să ai multe școli. Caracter nu înseamnă să ai multe diplome. Caracter nu înseamnă să ai proprietăți. Caracter înseamnă să comunici cu Dumnezeu. Mirel, în fiecare dimineață, fă-ți timp să comunici cu Dumnezeu. Andreea, în fiecare dimineață, fă-ți timp să comunici cu Dumnezeu. Să aveți acea comuniune specială, spune Biblia, înainte să cadă în păcat Adam și Eva, în fiecare dimineață, în răcoarea dimineții, venea Dumnezeu din cer. Și oare ce-o fi simțit Adam? Oare ce sentiment, oare ce vibrație avea în inimă Eva? Oare cum simțeau acea prezență divină a lui Dumnezeu? Prezența lui Dumnezeu Tatăl, prezența Domnului Iisus Hristos, Dumnezeul, pentru că El era etern și coetern cu Tatăl, prezența Duhului Sfânt. Oare ce dialog, oare ce vorbe, oare ce profunzime, oare câtă tărie se aflau în vorbele lui Dumnezeu? Cum se simțea Adam? Știți ce era asta? Comuniune cu Dumnezeu. Comunicați cu Dumnezeu. Când aveți de luat decizii grele, sau mai simple, în primul rând, vorbiți cu Dumnezeu. Societatea din jurul vostru va așeza un fel de hățuri peste voi, indiferent că societatea este compusă din familie, din prieteni, din rudenii, din anturaj, și oamenii vor începe să tragă după voi, să spună, ia-mă în dreapta, Mirel, fii atent, vezi că în dreapta trebuie să mergi acum, în minutul ăsta obligatoriu intră. Nu te grăbi niciodată. Întotdeauna a fost timp să comunici cu Dumnezeu. Andreea, întotdeauna a fost timp să comunici cu Dumnezeu. Știți de ce a căzut rasa umană? Știți de ce a falimentat Adam? Știți de ce a falimentat Eva? Pentru că într-o zi, nu știu la ce oră, și-a permis să comunice cu altcineva decât cu Dumnezeu. Dialogul ei, a Evei, a început să fie direcționat, să fie compus dintr-un interlocutor interzis, numit șarpele, diavolul, Satan. Oameni buni, nu mai comunicați cu oameni care sunt călăuziți de cel rău. Pentru că oamenii aceia vor duce la divorț, oamenii aceia vor duce pe scările tribunale, oamenii aceia vor spune, arată-ți cine ești, nu te lăsa călcat în picioare. Că Dumnezeu îți spune, câștigă-ți bărbatul prin credincioșia ta, prin citirea Bibliei, prin căutarea lui Dumnezeu. Eva și-a permis odată și-a permis să asculte șoaptele șarpelui. Și vedeți unde a ajuns rasa umană. Și unde va continua să ajungă, nici nu vreau să mă gândesc. De ce?
pentru că și-a pierdut caracterul Adam când a început să întrerupă comunicarea lui cu Dumnezeu. Vă dau un sfat. Ce facem și noi, e adevărat că mai rar. Uneori Alexandra, iubita mea soție, îmi ia cartea de cântare și îmi zice, Caleb, hai să cântăm o cântare. Aveți carte de cântare? Cumpărați-vă repede săptămâna asta. Înainte de luna de miere, luați-vă o carte de cântare. Aveți Biblie? Aveți, aveți. Obligatoriu faceți ceva să găsiți o carte de cântare. Nu acum, nu acum, nu vă grăbiți așa de fort. E vorba de o viață de cântare. Nu trebuie să aveți voce. Acasă puteți cânta și față. În biserică nu. Acasă puteți cânta așa cum știți să cântați. Dar comunicați și intrați în comuniune cu Dumnezeu. Când sunt cele mai grele momente din viața dumneavoastră, frați, surori, dragii mei căsătoriți de 5 ani, de 10 ani, de 20 de ani, când sunt cele mai grele momente din viața dumneavoastră, cântați cântare. Striga David, eu strig, lăudați să fie Domnul. Și instant, la fracțiune de secundă, încep să dispară grijile de peste mine, îngrijorările se duc, pentru că eu laud numele Domnului, eu lăudați pe Dumnezeu, chiar în mijlocul falimentului. Cântați o cântare. Vedeți cum Domnul se coboară. Vedeți cum Domnul se coboară. Și când vin părinții la voi, când vin să vă viziteze, știți ce vor face ei primul rând? Voi sunteți în casă. Dau un secret acum. Asta este, vă deconspir. Vor așeza ureche la ușă. Să audă cum vorbiți voi. Părinții voștri sunt interesați cum vă înțelegeți voi. Știați asta? Sunt extrem de interesați cum ridicați tonul, cum o lăsați jos, cu ce scop, de ce? Dacă vă certați sau nu. Știți care e acea mulțumire deosebită a unui părinte, a unui tată și a unei mame? Când băiatul s-a dus de acasă, s-a căsătorit și fata s-a dus de acasă, s-au căsătorit. Și când pun urechea la ușă și aud cântările Domnului, și aud rugăciune, se întâmplă ceva extraordinar. Simt că n-au trăit degeaba. Pot să mulțumesc lui Dumnezeu și să spună, mulțumesc, Doamne, că m-a ajutat să-L cresc pe Mirel. Mulțumesc, Doamne, că m-a ajutat să-L cresc pe Andreea. Dar asta înseamnă comuniune cu Dumnezeu. Caracter înseamnă Mirel, Andreea, fiecare dintre voi, în mod privat, când nimeni nu vă aude, când partenerul de viață nu vă aude, e important ce zici tu despre ea. Este important ce zici tu despre el. Vedeți, când pentru prima dată a văzut-o pe Eva, ne spune Biblia, Adam a exclamat următoarele cuvinte și a zis, iată! Și toți îngerii din cer au început să se uite, toți erau mirați, ce zice Adam? Care este părerea lui Adam despre ce a creat Dumnezeu? Despre această femeie pe care Dumnezeu a creat-o, a compus-o, a construit-o din coasta lui. Ce părere are Adam? N-a început Dumnezeu să-i spună, îți place? N-a început să-l tragă de limbă Dumnezeu, să-l oblige oarecum, după cum unii încearcă uneori să-i oblige pe oameni, pe bărbați, să pună cuvinte frumoase despre soțiile lor. Asta trebuie să vină din inimă, din suflet. Din inimă, din suflet. Adam, când o vede, zice Biblia, iată, în sfârșit, de când așteptam asta, aceea care este voț din oasele mele și carne, e carnea mea. Și dă și un nume. Ea se va numi femeie, adică în ebraică, Isha, pentru că a fost luată din om care înseamnă Ish, bărbat, în ebraică. Asta înseamnă că e de aceeași calitate. Asta înseamnă că ea e dorința mea. Pe ea o așteptam, zice Adam. Întotdeauna să vorbești, să comunici în jurul tău despre soția ta. Cele mai frumoase lucruri. În momentele cele mai grele din viață, va veni cel rău să spună, nu-i potrivită, nu-i pentru tine. Spunea fratele, dacă ai fi luat-o pe cutărică, pe cutaia, dacă se întâmplea nu știu ce, dacă era atent să vezi și tu să mai aștepți, să mai nu știu cum, toate astea-s gânduri diabolice, satanice. Ține minte, este foarte important ce spui tu despre ea, ce spui tu despre el. Asta creează echilibru în casa voastră. Vedeți? Adam și Eva au început să cocheteze cu Satan și într-un final, când Dumnezeu îl ia la bani mărunți, să dea socoteală de faptele lui pe Adam, pe Adam îl ia, pentru că întotdeauna pe tine te va lua în casă, tu ești bărbatul în casă, tu ești preot în casa ta, Dumnezeu vorbește cu tine. A venit la Adam și a vorbit cu el și zice Adam, trist, ce n-aș vrea să aud din gura niciunui bărbat, niciunui domn din locul acesta. Zice el, femeia pe care mi-ai dat-o tu din capul.
cauza ei. Vedeți? Întotdeauna când permiți păcatului să intre în căminul tău, automat se schimbă imaginea ta despre partenerul de viață. Automat începi să cauți vinovați. Atunci fă-ți timp să te oprești, să deschizi cartea aceasta, să te uiți la Dumnezeu și să spui: Dumnezeule, eu sunt vinovat. Dumnezeule, eu sunt vinovat. Fiecare dintre noi avem carențe și slăbiciuni și uneori avem păreri discordante, incompatibile. Dar atunci, în acele momente, trebuie să ne facem timp să vorbim cu Dumnezeu. Să nu cumva să vă blestemați, frații mei, surorile. Să nu cumva să spuneți rău despre ele. Să nu cumva să se audă prin sat, prin comună, prin șeu megăruș, că femeia cu tare e așa. Și să se audă asta din gura bărbatului ei. Să este interzis. Mă rog Duhului Sfânt, în această dimineață, orice duh, orice duh de murmur, de cârtire, să dispară din locul acesta. Să dispară din mintea oricărui bărbat, a oricărui femei. Întotdeauna să te uiți la ea, să te uiți la el și să știi, el, soțul meu, este de la Dumnezeu. El este cel mai frumos. El este deosebit, el este special. Întotdeauna să te uiți la soția ta și să spui: ea este cea mai frumoasă femeie din lume. Ea este deosebită, ea e de la Dumnezeu pentru mine. Căutați să comunicați frumos în jurul vostru. Că există un virus de genul ăsta în care, mai ales doamnele, surorile, încep să vorbească: las că așa e, las că așa e, las că nu face nimic, las că nu știu cum. Oameni buni, trebuie să ne trezim dintr-un astfel de stare, dintr-un astfel de stare. Dumnezeu ne-a creat să fim modele, se spunea dimineața asta. Dumnezeu ne-a creat să fim oameni, dar oameni în toată puterea cuvântului, oameni de caracter. Ce trebuie să facem noi? Întotdeauna trebuie să acoperim greșelile. Întotdeauna trebuie să vorbim în șoapte despre carențele celor din jur. Vă amintiți? Vă amintiți de soția lui Nabal? Cum o chema pe ea? Abigail, vă amintiți ea? Când a trebuit să zică ceva care nu era perfect despre bărbatul ei, un bărbat care era non-valoare, zice, era, spune Biblia, cum e numele, adică nebun, asta este că trebuie să spunem. Când a comunicat ceva ca să facă pace, femeia asta s-a dus la urechea împăratului David și a spus: șoaptă. A vrut să-i spună: tu ești împărat și ești responsabil, trebuie să-ți spun asta, trebuie să fac cumva pace. Dar mesajul ăsta să nu se audă mai departe. Nu vorbiți de rău pe cei din casă de dumneavoastră. Nu vorbiți de rău copiii dumneavoastră. O grămadă de copii din familii de creștini au ajuns rău. Știți de ce? Pentru că părinții lor le-au zis: tu ești așa! Tu ești așa! Tu niciodată nu vei putea să ajungi ca și cu tare! Tu niciodată n-ai la nivelul lui! În loc să spui: tu ești creația lui Dumnezeu, tu ești darul lui Dumnezeu pentru casa noastră, tu ești mâna lui Dumnezeu între noi, tu ești de ce am avut noi nevoie în casa noastră. Oameni, oameni de caracter. Căsătoria este numai pentru oameni. Oameni creați, oameni de caracter și oameni cadou. Cuvântul Domnului spune așa: l-a adormit pe Adam, uneori trebuie să fie adormit. Dar fii atent că trebuie să fii adormit până la căsătorie, după aceea trebuie să te trezești. E ziua în care trebuie să te trezești azi. Obligatoriu, trebuie să iei lucrurile în mâini, trebuie să fii responsabil în casa ta. Pentru că și Adam s-a trezit și numai după ce s-a trezit a spus ce a spus. A luat una din coastele lui și a închis carnea în locul ei, din coasta pe care o luase din om. Domnul Dumnezeu a făcut o femeie. Și mă întreb eu, unde a lăsat-o? Unde a lăsat-o? Știe cineva? N-a lăsat-o nicăieri, a adus-o la Adam. Pentru că verbul ăsta a adus înseamnă un cadou. Să nu mai credeți că întâmplarea a făcut să vă întâlniți. Dumneavoastră care sunteți căsătoriți de 10 ani, să nu mai ziceți asta niciodată. Întâmplător m-am dus în localitatea cu tare și întâmplător mi-a făcut ceva cunoștință pe persoana. Nu mai vorbiți așa ceva. Că astea nu sunt lucruri spirituale. Nu sunt adevăruri, sunt falsități. A ajuns să fie Andreea pe scaunul Miresei. Pentru că Dumnezeu ți-a dus-o. Dumnezeu ți-a dus-o. A ajuns să accepți prietenia lui. Și ai dat mâna că ți-a cerut-o. I-ai spus da,
când te-a întrebat flexibil de soția mea. Știi de ce? Pentru că Dumnezeu ți l-a dus. Uitați-vă întotdeauna la voi ca la un cadou. Cadou ăsta n-are termen de valabilitate. E etern. În voi, în fiecare din voi, există un suflet. Și sufletul ăsta nu respiră, nu se termină, nu se consumă. Dacă mâinile noastre sunt pline unor de bătături, dacă avem riduri pe față, pentru că asta e viața în care ne mișcăm noi, dacă uneori avem lucruri pe care vrem să le ascundem în trupul nostru, pentru că trupul ăsta este trecător, se trece, spune Biblia. Țineți minte, în noi există un suflet în fiecare dintre noi și sufletul nostru este etern. Tinerii care vreți să te căsătorești, ne-ai întrebat vreodată dacă fata aceea cu care vorbești e de la Dumnezeu pentru tine? Tânără care vrei să te căsătorești, te-ai întrebat vreodată dacă băiatul acela e cadoul lui Dumnezeu pentru tine? Voi trebuie să trăiți o viață continuă și mai apoi o eternitate cu Dumnezeu. Dar uitați-vă unul la altul, ca la un cadou. Fiți atenți cu cadoul lui Dumnezeu. Fiți gingași, prețuiți-l. Țineți-l aproape de inima voastră. Pentru că este singurul cadou care n-are voie să fie neglijat. E de la Dumnezeu. Să vă iubiți întotdeauna, să comunicați împreună, să acceptați voia lui Dumnezeu, să primiți porunca lui Dumnezeu. Vedeți că și Adam a avut caracter, pentru că atunci când a zis Dumnezeu, uite, trec toate animalele prin fața ta. Acum să nu credeți că au fost vreo 5 animale, s-au fost o grămadă de animale. Toate animalele care erau existente, pentru că Dumnezeu a creat totul de la început. Asta putea să producă plictiseală la Adam. Putea să zic, Dumnezeule, tu nu vezi că am nevoie de o soție? Tu nu vezi că am nevoie de o femeie? Tu ce treci prin fața mea acum așa? Ascultă-mă, tu care vrei să te căsătorești. Dacă Dumnezeu vrea să treacă ceva, un plan prin fața ta înainte de căsătorie, acceptă planul lui Dumnezeu. Caracter înseamnă să te supui voii lui Dumnezeu. La tot ce zice Dumnezeu să spui, amin. Nu doar cu vorbele, ci cu faptele tale. Asta înseamnă caracter. Căsătoria este numai pentru oameni. Oameni creează Dumnezeu, oameni de caracter, oameni cadou. Și în ziua aceea, la nunta mare din cer, am vrea să ne putem îmbrățișa pe coroanele cerului. Să fim cu toții acolo, indiferent că sunteți creștini, evanghelici, ortodoxi, romano-catolici, reformați, catolici, sau pentecostali, sau baptiști. Orice denominațiune religioasă ați avea, îmi doresc din toată inima ca la nunta finală din cer, să fim cu toții mireasa Domnului Iisus Hristos. Amin. Și acolo să fim la masă cu toții cu Domnul Iisus, la Marea Nuntă. Ajută-ne Dumnezeu la asta. Amin. Amin.